răbdare să fac intro înainte să-mi iau ciocolata caldă pentru că am venit înfigurată de afară. Adevărul e că am făcut unghiuțele de dimineață și n-am putut să-mi bag mâinile în buzunar ca să mi le încălzesc și când am ajuns aici eram atât de înghețată la mâini, așa că primul lucru am fost să-mi comand o ciocolată caldă. Apropo, aici adică la Don Cafe în Dorobanți, acel vechi Don Cafe pe care știe toată lumea și care este foarte mișto, am venit pentru un nou mic dejun cu Laura, o să vă arăt ce tricou are Laura imediat și o să-mi comand șacșuca. Vă ziceam de tricoul Laurei, ia uite, bloggers do it better. Așa e? Și acesta este meniul de mic dejun care se servește până la ora 12 în timpul săptămânii și în weekend până la ora 4, deci brunch. Mi-a venit șacșuca. O să mănânc întâi și după aia o să vă povestesc despre ea pentru că se răcește și e păcat. Uite, mi-a luat și un apple crumble și Laura și-a luat o benedict cu bacon și ne-am luat și un cunefe. Se putea să venim noi aici și să nu mâncăm și un cunefe. Da, mi-am mâncat șacșuca. Las un pic de timp să se facă loc și pentru desert, pentru că mi-am luat un apple crumble și în loc de prosecco-ul de rigoare mi-am luat de data asta un cidru de mere ca să merg eu cu crumble-ul de mere. Și vă spuneam că o să vă povestesc despre șacșuca. Șacșuca care este mai nou, a devenit foarte trendy și la noi, dar ea este trendy de multă vreme în lumea asta. Este un fel de mâncare devenit faimos datorită evreilor. El a pornit nu se știe unde. Cu mulți ani, multe sute de ani în urmă, în Imperiul Otoman, care pe atunci era mare și extins, undeva în toată zona asta a bazinului mediteranean, există diverse surse care dau ca origini, ba Yemenul, ba nordul Africii, ba mai știu eu pe unde. Și pot să le mai lași un zâmb până... Bun, deci vă spuneam că a pornit undeva din nordul Africii, să zicem. Ideea este că inițial șacșuca înseamnă în berberă, adică populația care este acolo în nordul Africii, amestec. Și era o tocană de legume și carne. Ea a fost însă dezvoltată de către evrei din Tunisia, care au înlocuit carnea cu ouăle și așa a ajuns în forma actuală de ou puse peste o tocăniță de roșii cu ardei gras, usturoi, ceapă. Acum există tot felul de variațiuni. De exemplu, în Algeria ea a rămas în varianta originală de legume cu carne de oaie. În Maroc ea se face tot așa cu ouă, dar se face în vasul ăla specific marocan, în tajine, la care are așa un moț și care e foarte mișto. În Turcia, de exemplu, sunt două variante. Fie îi pun și vinete, turcii pun vinete în orice. Sau mai există varianta de menemen, pe care am și mâncat-o când am fost la divan, care e tot așa un fel de șacșuca, numai că oul nu este pus întreg, este amestecat așa ca la un ca la ouăle jumări, ca la scrambled eggs. În Spania este pisto, care se face așa cu legume și cu un ou pus deasupra. În Italia este ovo in purgatorio, așa se numește, adică niște ouă, cred că însângerate de aici, cu multe roșii și suc de roșii și busuioc și usturoi, ca în Italia. Eu am mai descoperit în diverse locuri șacșuca în care se pune și năut, unii mai pun și cartofi, chiar, depinde. Dar varianta clasică este cea cu roșii și ardei gras și ardei iute. Și cam atât. Că mi se răcește hot apple crumble-ul. Ne vedem la sfârșit. Ghișce. Am uitat să-mi fac încheierea pentru episodul de astăzi din micul dejun. M-am luat cu Laura la povești, la discuții despre mașini, la... Da.
femeile mai discută și despre mașini, la ce am mai vorbit noi, despre mâncare, evident. Și uite cum ne-am trezit că am plecat fiecare la drumurile noastre și nu am filmat. Așa cum am ajuns acasă și mi-am făcut această încheiere. Deci ne vedem și data viitoare la un nou mic dejun în București. Bun, probabil, sau sigur, cine știe. Și follow me!